Mii de oameni și-au petrecut noaptea în dealul Patriarhiei pentru a se închina la moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov și ale Sfântului Pavel. Voluntarii ai Crucii Roșii au împărțit apă și ceai cald pelerinilor care au rezistat cu greu la coada de 6-7 ore. Sfintele moaște vor rămâne expuse până miercuri în curtea Mitropoliei. Pelerinii spun că rugăciunile îi împiedică să simtă frigul și oboseala chiar și după 7 ore de stat la coadă pentru a atinge Sfintele Moaște. 6 ore jumate. 3 jumate suntem. Nu vă e frig? Nu. Ne-a trecut. Nu ați înghețat? Nu, deloc. Și nici n-am obosit. Ne ajută Dumnezeu? Credincioșii vin să se roage pentru sănătate și fericire. Sănătate multă. La toată lumea ne dă. Să fim un pic mai buni în viață. Voluntarii de la Crucea Roșie împart apă și cei pelerinilor și îi ajută pe cei cărora li se face rău. În prima zi de pelerinaj am avut doar 54 de cazuri, dintre care două mai grave, crize de epilepsie, crize cardiace și leșinuri. Pe toată perioada pelerinajului, Crucea Roșie va distribui peste 5.000 de ceaiuri. Credincioșii pot veni până miercuri să se roage la raclele sfinților. Slujbele religioase vor fi oficiate de mai multe ori pe zi.